Un român pe nume Ștefan Mandel a câștigat de 14 ori la loto. Bărbatul a descoperit un algoritm genial pe care l-a utilizat în mai multe continente ale lumii. Povestea lui Ștefan Mandel a început în anul 1960, iar în prezent el trăiește foarte bine și este mândru de ceea ce a realizat. Ștefan Mandel a reușit să câștige de 14 ori la loterie și se mândrește cu o metodă inedită pe care a descoperit-o, el fiind pasionat de matematică. Care este algoritmul descoperit de acest bărbat? Ștefan Mandel este un om foarte pasionat de matematică, însă el s-a confruntat cu câteva lipsuri în perioada comunismului, dar cu toate acestea și-a încercat norocul la loterie după ce a studiat câteva lucrări importante despre probabilități scrise în secolul XIII de faimosul Leonardo Fibonacci. După foarte multe cercetări și după foarte multe calcule amănunțite, românul a descoperit un algoritm pe care l-a numit condensarea combinatorică. Românul afirmă că primul succes pe care l-a avut la loto s-a bazat mai mult pe noroc decât pe strategie. În anul 1964, bărbatul a câștigat la loto suma de 78.783 de lei, bani care în acea vreme reprezenta o avere. Cu banii pe care i-a câștigat atunci, a reușit să fugă de comunism și să plece din România. A plecat în Austria, iar după ce a ajuns acolo, el și-a transformat algoritmul folosit în afacere. El și-a dat imediat seama că și dacă ar cumpăra absolut toate variantele posibile la 6 din 49, adică 3.838.380 la număr, premiul oferit ar fi fost peste suma totală pe care urma să o plătească pe bilete. Cu toate că s-a gândit la asta, el nu a avut bani să pună în aplicare acest plan. Astfel, românul s-a gândit foarte repede să formeze un sindicat de loterie unde să intre mulți investitori. A avut un plan simplu, astfel că odată ce o loterie națională ajungea la un jackpot impresionant, el și investitorii au intrat în acțiune. Așa a reușit să câștige premiul cel mare de 12 ori, iar de 400.000 de ori ar fi obținut premii mult mai mici în Austria. Cu toate acestea, după ce a împărțit câștigurile, el nu putea rămâne cu mulți bani și doar când s-a mutat în SUA a dat cu adevărat lovitura. În America, în statul Virginia, a câștigat premiul de 27 de milioane de dolari, asta după ce a cumpărat 5,5 milioane de bilete la loto. Cum a reușit să câștige? Statul Virginia l-a numit trișor, după care românul a ajuns repede să fie anchetat de FBI și fiscul american. A fost judecat 4 ani, însă a fost găsit nevinovat, relatează spynews.ro.